Bună seara și mă bucur că ați venit cu Cobza. O să ne cântați, nu-i așa? Da. Măcar un fragmentel, faceți loc. Mulțumesc tare mult. Știu că n-am să fiu foarte originală cu așa. Întrebarea de ce pedagogia, dar totuși și risc. Pentru că pe lângă facultatea Ion Creangă, ați mai făcut și altceva. Da, am făcut și muzică. De altfel, am fost atunci, în decembrie anul trecut, tot aici, la dumneavoastră. O emoție frumoasă, cu nostalgie, mi-amintesc. Am făcut muzică, cantul popular. Dar, na, din motive personale, destinul, dacă aș putea spune, a făcut ca să ajung la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Facultatea Filologie. Oameni frumoși am întâlnit acolo și le mulțumesc. La Ștefan, aveți și studii de bucătar. Cât de des gătiți în timpul săptămânii? Păi încerc să îmbin utilul cu plăcutul. Atunci când gătesc, evident, cânt acele melodii, le interpretez. Și mâncarea este mai gustoasă. Atunci când dă sunt și note muzicale prin preajmă. Evident. De exemplu, la orele de limba română, care sunt întrebările cele mai frecvente din partea elevilor? Evident, atunci când tema pentru acasă. De ce mai multe exerciții sau mai puține? Sau de ce astăzi sunteți mai buni? Deci se întâmplă să fiți și mai rău din când în când? Nu, pentru că, cum zicea cineva, rău nu există. Poate exista o insuficiență de bine, într-un fel. Dar în clasa de studii luați și Cobza din când în când? Acolo unde sunt și profesori de limba și literatura română, în care aș putea spune că i-am delectat pe colegii mei și pe elevii scumpi și dragi. Cu un cântec la Cobza. Și nu au zis să luați Cobza zi de zi la liceu? Au venit cu acele cuvinte alese și frumoase. Aveți o voce frumoasă, într-un fel. Chiar dacă a venit în ospiție de săptămâna trecută o răceală care... Ei, răcelele nu sunt binevenite niciodată, dar noi o să încercăm să cântăm în semivoce. Așa. Am să vă rog să luați Cobza dacă... I-ați surprins pe colegii dumneavoastră, de ce să nu ne surprindeți și pe noi și pe cei de acasă? Cu mare drag, melodia cântecului dat este de la mama. O auzeam acasă cântând. Eu am preluat doar melodia. Ea avea așa text. Am avut o cărărușă până la măicuța la ușă. Dumnezeu ce s-a gândit? Cărărușa mi-a îngrădit. Nici cu par, nici cu nuiele, dar cu foc inimii mele. Eu am atașat un alt text și... Este vorba de omule din asta lume. Ascultăm cu atenție, mai. Omule din asta lume, eu îți cânt pentru inimă. Și aici ne-am adunat oameni buni, suflet curat. Oameni buni, suflet curat, că-i seară de neuitat. Eu vă zic o vorbă bună, ce din suflet se adună. Cum e soarele colona, măicuță, așa-i mama numai una. Așa-i mama numai una. Și cad în sa noi niciuna. Mi-amintesc de măicuța, ce cu dragia mă-nvăța. Să am inimă curată, măicuță, să fiu om cu lumea toată. Să fiu om cu lumea toată, pe ea n-o uit niciodată.
nu știu ce se întâmplă astăzi, dar mă emoționez și eu, mai ales că și mama mea este pedagog. Și din... Să-ți trăiască! Mulțumesc tare mult, o salut și eu, dar din câte știu eu, mama dumneavoastră nu mai este printre noi, dar de la ea ați învățat aceste melodii frumoase? De la mama am învățat foarte multe și le spuneam elevilor mei că părinții ne sunt lumina sufletului nostru. Ei ne sunt acel mare ghid, iar apoi vine profesorul. Pentru că și profesorul este acel om care pune bucăți de suflet în fiecare dintre elevi. Ori mi-am zis eu odată că zvâcnetul inimii al profesorului se unește în unison cu zvâcnetul copiilor și se transformă în binecuvântare, în acele reușite, în acel succes. Dumneavoastră mai scrieți și versuri tot. Mama v-a îndrumat să scrieți? Da, mama mea a fost un mare om pentru toată familia noastră și pentru toate rudele. Ce n-am face, ne leagă vatra de acasă, de cei dragi, pentru că ce am fi noi fără amintiri? Amintirile sunt și ele acolo în sufletelul nostru, pentru că ele toate sunt legate, detaliile și toate aceste elemente, cotidianul, pentru că, na, iureșul e cu a lui, dar sufletul omului, dacă este curat și bun, atunci rămâne în amintire cu toată dragostea. Cum v-ați pregătit pentru această ocazie vreun vers al dumneavoastră? Dragii și acele figuri de îngeri au venit cu cuvinte alese și cu complimente și mesaje de felicitare, dar mesajul meu este un pic altfel decât cel ales. Zilele trecute am fost la o manifestare dedicată zilei profesorului și cineva acolo a spus că în aceste zile frumoase, când ni se vor adresa cuvinte frumoase, felicitări, ele să nu rămână la nivel de cuvânt, la învelișul lor sonor, dar să se materializeze în fapt, să devină realitate. Aveți acolo câteva cuvinte menite să devină realitate. Eu zic să le ascultăm. Da, este vorba de o poezie. Na, o trăiesc eu așa. E miez de toamnă, au plecat copiii în pace, iar ochii tăi privesc spre undeva. Tu cauți gânduri spre a rezolva la lecția de mâine ce voi face. Aduni în minte învățătura toată, de pe la dascăli și din biblioteci, materia din carte cum să o legi, că-ți pare multă și prea complicată. Vorbești în gând, te contrazici mereu, adaugi, scazi, orice zelezi cuvântul, mai suferi și mai lacrimi și iar gândul, dar oare fac cum se cuvine eu? A doua zi în zori ești obosit, în gând vezi clasa care te așteaptă și cauți o întrebare mai deșteaptă pentru elevul cel mai răsărit. În drum spre școală, oamenii ce-i vezi își dea până probleme personale. Tu răscolești problemele școlare? Ce-i asta? Dar așa, dar tu cum crezi? În clasă ești din nou în căutare. Nu-ți afli loc și lămurești subtil. Materia mai clar și mai util, dorind să știi ce poate fiecare. Te încearcă un șuvoi de noi fiori, în clipe de culori sentimentale. Primind buchetul proaspăt de petale, întrebi, dar pentru ce-s aceste flori? La mulți ani, Ștefan, tuturor! Și eu vă zic la mulți ani cu această ocazie să aveți elevi ascultători cu minți, dornici de carte și să vede că aveți talent pentru a preda, dar și pentru a cânta.